Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial în care o să vă vorbesc despre cum anume testați un hard disk și cum eliminați erorile de pe acesta. Sunt cazuri în care doriți să achiziționați un hard disk second hand și doriți să vedeți care este viteza lui de scriere sau de citire, dacă are anumite erori. Aplicația despre care o să vorbesc se numește HD Tune. Este prezentă în două variante, atât Pro, pe care o puteți folosi timp de 15 zile, și o variantă gratuită pe care o puteți folosi tot timpul, însă această variantă gratuită are anumite lipsuri. În cazul în care doriți să verificați un hard înainte să-l cumpărați, puteți folosi varianta Pro, pentru că verificarea nu durează mai mult de câteva ore. Eu voi descărca aplicația HD Tune Pro. Dăm Run. Next. Acceptăm termenii și condițiile, Next, 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 creăm un shortcut pe desktop, dăm Install și această aplicație s-a instalat. Eu am mai avut-o instalată câteva zile pentru test, de aceea mai am doar 12 zile în care o pot folosi. Voi da OK și aceasta este fereastra care ne ajută pe noi să verificăm hard disk-ul și sănătatea acestuia. O să vorbesc doar despre două taburi de aici care vă interesează cel mai mult. Acesta, Benchmark, care vă ajută pe dumneavoastră să aflați viteza de citire a hardului și de asemenea și de scriere. Dar această viteză de scriere o puteți afla doar la hardurile care nu au informații pe ele. Deci dacă vreți să cumpărați un hard, acesta cu siguranță va fi gol și atunci puteți verifica și viteza de scriere și viteza de citire. Eu, neavând hardul gol, voi putea verifica doar viteza de citire. Voi da Start și aici voi avea pentru început o valoare mai mare, după aceea se va face o medie, voi avea și un boost rate și așa mai departe. Procesul se încheie în momentul în care acest grafic va ajunge la capătul ferestrei. Avem aici un minim al vitezei de citire de 34 de megabits pe secundă și aici un maxim de 106 megabits pe secundă. Voi opri acest proces întrucât nu pot merge în alt tab dacă nu opresc acest proces. Dau stop. Voi merge la tabul Error Scan. Voi bifa căsuța Quick Scan și voi da Start. În momentul acesta hard disk-ul este scanat pentru a vedea dacă are erori. Aceste pătrățele verzi indică faptul că nu are nicio eroare. Aveți aici o hartă, totul este ok dacă pătrățelele sunt verzi și sunt daune în momentul în care pătrățelele sunt roșii. Voi lăsa acest proces să se finalizeze pentru că este foarte rapid. Voi merge în My Computer, după aceea clic dreapta pe C, Proprietăți, voi merge la Tools și veți vedea că și aici aveți Check Now. Dacă vreți să scanați fără să verificați și să scanați doar pentru a primi un raport cu privire la stadiul hardului dumneavoastră, puteți să debifați aceste căsuțe și apăsați butonul Start. Dacă doriți însă să scanați și să reparați eventuale erori, bifați aceste două căsuțe, opriți toate procesele care rulează în acel moment, pentru că dacă un proces rulează, în momentul în care veți da Start, veți fi anunțați că scanarea nu poate să fie executată și aceasta se va executa după primul restart. După ce apăsați butonul Start, va începe scanarea și repararea eventualelor erori. De asemenea, după restart, se va continua această scanare, va trebui să așteptați până când procesul este complet. Dacă doriți să anulați această scanare, aveți câteva secunde la dispoziție în momentul în care Windows-ul butează să anulați această scanare prin apăsarea oricărei taste. Cam atât despre acest utilitar din Windows. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine ce aș folosi în ceea ce privește scanarea și repararea erorilor, eu aș folosi această aplicație pe care o veți vedea imediat, HDD Regenerator, pe care o găsiți gratuit pe LiveCD-ul Hiddens. Însă pe varianta 9.7, pe varianta actuală această aplicație nu mai este, întrucât HDD Regenerator nu este o aplicație gratuită la momentul actual, dar dumneavoastră dacă faceți rost de acest Live CD Hiddens varianta 9.7, veți găsi acolo HDD Regenerator, voi merge și eu în Start Boot CD. M-a întrebat cineva de curând și voi vorbi pe acest subiect dacă pot intra într-un calculator care nu mai pornește pentru a recupera date. Cu siguranță se poate intra,
Tocmai cu acest Live CD și cu altele asemănătoare, poți face și o devirusare fără să poți accesa meniul boot al Windows-ului, dar despre asta o să vorbesc într-un alt videotutorial sau în alte videotutoriale. Acum voi merge să vă prezint această aplicație HDD Regenerator. Merg pe Hard Disk Tools și aici avem mai multe tool-uri, însă HDD Regenerator e cel care ne interesează pe noi. Voi da Enter și în momentul acesta se face recunoașterea hardului meu. Îmi spune că a fost găsit un singur hard, întrucât sunt pe mașina virtuală am un singur hard. Și apăs orice tastă pentru a începe sau Escape pentru a ieși și după aceea apăs M pentru a începe scanarea. În momentul acesta a început scanarea. Această scanare va dura foarte mult în funcție de dimensiunile harddiscului dumneavoastră, însă dacă aveți erori care vă încetinesc viteza de citire sau de scriere, cu siguranță această aplicație le va rezolva. Voi vorbi mai în amănunt despre această aplicație într-un alt videotutorial. Astăzi, așa cum v-am spus, am vorbit despre HD Tune, care vă poate permite să verificați un hard, să-i verificați viteza de scriere sau să verificați dacă acesta are erori. Dumneavoastră nu apăsați această fereastră Quick Scan în momentul în care doriți să verificați un hard disk. Dumneavoastră dați pur și simplu Start, dar atunci verificarea și scanarea va dura mai mult timp. Însă aceasta va fi mai în profunzime, după cum vedeți. Aici aveți viteza de citire și de scriere, în cazul în care hardul este gol și bănuiesc că dacă doriți să cumpărați un hard, acesta va fi gol. Aveți aici mai multe taburi. De exemplu, aș putea să vorbesc despre acesta, Erase. Acesta vă poate șterge, formata acest hard foarte, foarte bine. În felul acesta nu mai rămâne nici urmă de date. Dacă aveți un hard cu date sensibile pe care doriți să le ștergeți și acestea să nu mai poată fi recuperate, apăsați aici acest tab, după aceea alegeți Gutmann, cea mai avansată metodă de ștergere, însă aveți grijă că această operațiune va dura în funcție de modul de ștergere pe care îl alegeți de aici. Cu cât este mai avansat modul de ștergere, mai profund, cu atât durata de ștergere va fi mai mare. Cam atât despre acest videotutorial. Dacă vi s-a părut interesant, îl puteți da mai departe, distribuindu-l pe rețelele de socializare. Nu uitați de concursul despre care găsiți amănunte în descriere. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte videotutoriale.